bună seara și bine v-am găsit la Canal 5. Sunt Diana Spătărel și vă prezint principalele evenimente ale zilei. Iată câteva dintre subiectele ediției. Canal 5 a intrat în posesia imaginilor video în care se vede cum tânăra gravidă din Orhei urcă într-o mașină necunoscută. Între timp, poliția anunță că șoferul a fost reținut, dar refuză să colaboreze cu ancheta. Un nou eșec la aeroportul Chișinău și cea de-a doua licitație pentru închirierea spațiilor comerciale ale aerogării a fost anulată. Un moldovean a fost reținut în Federația Rusă, fiind suspectat că ar fi transportat ilicit componente ale unui dispozitiv explozibil. Un bărbat a murit, iar trei persoane au ajuns la spital după ce o mașină a intrat într-o stație de așteptare din orașul Bender. La o zi după ce postul nostru de televiziune a publicat în exclusivitate imagini video cu momentul în care Ana, tânăra dispărută din Orhei, este văzută pentru ultima dată cum urcă într-o mașină de ocazie, Poliția Republicii Moldova anunță că șoferul automobilului a fost reținut. Bărbatul are 45 de ani și nu colaborează cu ancheta. Postul nostru de televiziune a reușit să obțină în exclusivitate imaginile de pe camera de supraveghere din apropierea stației în care aștepta Ana. Automobilul, care a dus-o într-o direcție necunoscută la ora 20:57 de minute, este de model Ford Fusion argintiu. Cel în care fata trebuia să urce, de fapt, este un Renault Megane argintiu, care îi aparține amicului iubitului ei și care trebuia să o ia când se întorcea fata de la ora de meditații, pentru a ajunge în căminul unde era cazată. În înregistrarea obținută de Canal 5, se poate observa cum tânăra se apropie de stația de așteptare a transportului public, stă câteva minute acolo, iar în câteva clipe, în rând cu aceasta, oprește un automobil argintiu în care fata urcă. Am mers astăzi la Colegiul Pedagogic din Orhei, unde tânăra își face studiile pentru a discuta cu pedagogii, dar și colegii fetei, ca să întrebăm dacă a observat ceva neobișnuit în comportamentul ei sau dacă se plângea pe probleme. Conducerea Colegiului Pedagogic în care își face studiile tânăra a refuzat să discute cu echipa noastră de filmare. În afara acesteia însă, șefele ne-au spus că Ana este o elevă exemplară, cu reușită și comportament ireproșabil, fapt confirmat și de un alt profesor al ei. Destul de liniștită, destul de calmă, cumpătată. Nu a lipsit de la ore. A fost prezentă la ore. Foarte bine s-a descurcat la stagiile de practică. Chiar și dacă este o fetiță din familie vulnerabilă, familie social vulnerabilă, ea a greutățile acestea nici nu le arăta. Ea era foarte modestă. Avea cei 7 ani de acasă. Recepționista de la intrarea în căminul studențesc a declarat pentru postul nostru de televiziune că în noaptea în care Ana a dispărut, iubitul ei, Ion, a venit în jurul orei 20 la cămin și a întrebat dacă nu a apărut Ana. El a stat aici mult cu doamna Olga și ieșe să duce și iară vine și când aproape de ora 12 el a zis că eu mă duc la poliție să anunț că e noi. Și colegele Anei au doar cuvinte de laudă pentru ea. Au descris-o ca fiind o ființă timidă, dar cum se cade și săritoare la nevoie. Mai mult, fetele susțin că Ana se pregătea de nașterea copilului și căuta toate cele necesare pentru venirea pe lumea pruncului. Dorea copilul din burtă, spunea că pe internet căuta cărucior, hainuțe pentru el, să gătească geanta pentru maternitate. Poliția a emis un comunicat de presă în care anunță că aseară mașina în care a urcat fata a fost localizată, iar șoferul acesteia identificat și găsit, după ce a fost oprit și verificat fiecare automobil de aceeași marcă. Bărbatul de 45 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, iar fata încă nu a fost găsită. Individul nu colaborează cu ancheta. La moment, polițiștii stabilesc mai multe circumstanțe și repere care ne-ar ajuta să localizăm tânăra. Spun polițiștii,
în comunicatul în care reiterează că fata este în continuare căutată în toate fâșiile forestiere, bazine acvatice, clădiri părăsite și locuri nepopulate, stațiile de vulcanizare, spălătorii auto, stâni și alte locații. Canal 5 a încercat să afle detalii despre operațiune, dar fără succes. În sediul poliției din Orhei nu am fost lăsați să intrăm. Paza ne-a spus că toți oamenii legii sunt implicați în căutări. Am încercat să căutăm locurile unde sunt desfășurate cercetările, dar Elena Băietrău, ofițerul de presă a inspectoratului din Orhei, nu a răspuns la telefon și nici la mesajele noastre. Nici responsabilii de la Inspectoratul Național de Investigații, nici cei de la IGP și nici cei de la Centrul Tehnico-Criminalistic nu a răspuns la telefon pentru a ne oferi aceste informații. Potrivit aceluiași comunicat de presă, oamenii legii au ridicat zeci de imagini video de pe diferite camere de supraveghere care au fost deja analizate. Dar încă nu a fost fixat momentul în care ne-ar fi clare circumstanțele, mai spun forțele de ordine. În căutări sunt implicați sute de polițiști din inspectorate teritoriale, de patrulare, ofițerii NIM, colegii din subdiviziunile specializate, laboratorul Centrului Tehnico-Criminalistic și expertize judiciare al IGP. Bărci, drone, voluntari care au implicat și ATV-urile, localnici, colegi, profesori și apropiați ai tinerei. Potrivit surselor Canal 5, poliția se află momentan la Telenești, Chițcanii Noi și caută tânăra dispărută. Amintim că Ana Maria are 19 ani și este însărcinată în luna 6-a. Semnalmentele ei sunt înălțimea 1,65 m, păr castaniu, ochi albaștri. În momentul plecării, aceasta purta pantaloni negri, maiou alb și o bluză neagră. Persoanele care dețin orice fel de informații despre Ana sunt rugate să contacteze imediat Serviciul Unic de Urgență 112. Un nou eșec la aeroportul internațional Chișinău și cea de-a doua licitație pentru închirierea spațiilor comerciale ale aerogării au fost oprită. Se întâmplă având în vedere că singura companie care a aplicat la Gardair nu a prezentat toate documentele justificative pentru a se califica în etapa finală. Aeroportul va iniția al treilea tender. Potrivit unui comunicat de presă al aeroportului, la 15 aprilie s-a finalizat termenul de depunere a ofertelor de participare la tender, la care a depus dosarul o singură companie, la Gardair Travel Retail. În data de 16 aprilie, Comisia pentru Licitație a examinat dosarul depus de către la Gardair Travel Retail. În urma verificărilor materialelor prezentate de către compania participantă, raportate la condițiile de calificare, membrii Comisiei de Licitație au constatat că compania la Gardair nu a prezentat toate documentele justificative pentru a se califica în etapa finală. Astfel, procesul de licitație cu strigare pentru arenda activelor neutilizate destinate activității Travel Retail and Food Beverages a fost sistat. Licitația va fi relansată, mai anunța aeroportul, care precizează că va analiza cum poate îmbunătăți procesul pentru a atrage mai multe companii internaționale cu renume care să vrea să participe la licitație și să investească în aeroportul Chișinău. Directorul agenției proprietății publice Roman Cojuhari a refuzat să spună ce fel de documente nu au fost prezentate de la Gardair, singura companie care s-a înscris la a doua licitație. În continuare, la acest subiect, mai multe detalii o să comunice, cum și-a comunicat până acum, aeroportul internațional. Am rugat ca să îmbunătățească procesul de licitație și cerințele, astfel încât să atragem mai mulți participanți. Ar putea fi simplificat? Mulțumesc mult. Atât că am fost la acest subiect. Mai multe detalii vă rog frumos și la întreprindere. În acest proces șeful de la APP a evitat să ofere detalii și despre ancheta penală inițiată de Procuratura Anticorupție privind licitația pentru spațiile comerciale de la aerogară. Este o informație cu care comunicați cu aceste instituții, iar dacă mai multe întrebări, dacă au fost, le adresați la aeroport. În anchete sunt persoane vizate? Ați fost? Menționăm că a treia licitație pentru închirierea spațiilor comerciale la aeroportul internațional Chișinău urmează a fi inițiată. Prima a fost anulată deoarece s-au înregistrat doar doi pretendenți, număr considerat insuficient. Ministrul Infrastructurii Andrei Spânu spunea atunci că motivul ar fi sabotarea procesului, inclusiv din interior, ceea ce determină anularea licitației. Ulterior, în data de 25 martie, Agenția Proprietăți Publice a prelungit termenul de depunere a dosarelor pentru participare
participarea la a doua licitație, iar la 15 aprilie curent s-a finalizat termenul de depunere a ofertelor de participare, la care a depus dosarul o singură companie, Lagardère Travel Retail. A doua companie, Le Bridge, a anunțat că nu a depus dosarul pentru a participa la cea de-a doua licitație lansată de Aerogare, menținând că nu întrunește cerințele invocate în caietul de sarcini. Mai mulți politicieni, activiști și experți spuneau că concursul ar fi trucat, iar caietul de sarcini ar fi fost scris în favoarea companiei franceze, iar în spatele ilegalităților se află ministrul infrastructurii Andrei Spânu. Acuzațiile însă au fost respinse. Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, condus de fostul prim-ministru Ion Chicu, a depus chiar și o plângere la Procuratura Anticorupție, cerând verificarea desfășurării tenderului. Instituția ne-a spus că a recepționat denunțul depus de PDCM și că acesta urmează a fi examinat în termenul prevăzut de lege. Menționăm că Procuratura Anticorupție deja a pornit un proces penal privind licitație pentru spațiile comerciale de la Aerogare. Reprezentanții instituției au declarat pentru Canal 5 că sunt investigate mai multe fapte, inclusiv prin prisma abuzului de serviciu. Se întâmplă după ce, mai devreme, CNA a inițiat o cauză administrativă cu privire la licitația de la aeroport, iar angajații au fost audiați. O operațiune specială a poliției are loc în aceste momente în apropierea străzii Soarelui din sectorul botanic al capitalei. Potrivit unor informații apărute în spațiul online, dar care nu au fost confirmate oficial, încă de dimineață cineva a anunțat că niște persoane necunoscute ar fi luat unul sau mai mulți ostatici. Drumurile din zonă sunt blocate, iar forțele speciale armate verifică zona. De asemenea, accesul presei în apropierea perimetrului a fost interzis. Iar polițiștii au refuzat să comenteze situația. Potrivit unor martori, oamenii care locuiesc în apropiere, chiar și cei cu copii micuți, sunt nevoiți să străbată pe jos cordonul oamenilor legii ca să ajungă la casele lor, iar transportul este redirecționat înapoi. Șefa serviciului de presă al Inspectoratului General de Poliție, Diana Fătco, ne-a spus doar că se efectuează acțiuni de urmărire penală, fără a oferi deocamdată detalii. Cunoscutul blogger Eugen Lucianuc susține că fostul administrator al aeroportului Chișinău, Constantin Vozian, care și-a dat demisia la începutul lunii februarie, ar fi fost gata să suspende sau chiar să anuleze concursul pentru închirierea spațiilor comerciale după ce Consiliul Concurenței ar fi constatat că licitația nu întrunește principiul transparenței, legalității și nediscriminării. Potrivit lui Lucianuc, Vozian știa că tenderul e făcut ilegal și era gata să renunțe la acesta pentru a se asigura că nu va purta nicio răspundere. Drept confirmare, Lucianuc a publicat o scrisoare expediată de Vozian Consiliului Concurenței, instituția care a avut întrebări legate de caietul de sarcini în cazul aeroportului. Eugen Lucianuc a publicat pe Telegram un document expediat în 6 februarie Consiliului Concurenței de către administratorul de atunci al aeroportului, Constantin Vozian. Acesta afirmă în scrisoare că Aerogare este gata să suspende licitația sau să o anuleze dacă sunt depistate nereguli. În text se spune, cităm, în cazul în care Consiliul Concurenței consideră că licitația anunțată de Aeroportul Internațional Chișinău în comun cu Agenția Proprietății Publice nu întrunește cumulativ principiul transparenței, legalității și nediscriminării, Aeroportul Internațional Chișinău este disponibilă să suspende procesul de licitație, iar în cazul în care se constată că îngrijorările Consiliului Concurenței sunt întemeiate, să anuleze licitația. Citat încheiat. Lucianuc susține că fostul șef al aeroportului și-a dat seama că licitația pentru spațiile comerciale nu este legală, iar din acest motiv s-a asigurat și a informat autoritățile centrale că este gata să o oprească dacă va fi necesar. Bloggerul mai afirmă că Vozian și-ar fi dat demisia de la aeroport după ce Andrei Spânu ar fi încercat să-l preseze în urma deciziei de a anula concursul de la Aerogare. Am încercat să obținem o reacție de la Constantin Vozian, dar el avea telefonul deconectat. Acum câteva zile acesta a postat poze care arată că ar fi în România. Deocamdată, Andrei Spânu nu a comentat postarea lui Lucianuc. Amintim că la sfârșitul lunii februarie, demnitarul a dat de înțeles că vina pentru eșuarea licitației spațiilor comerciale de la aeroport ar fi a reprezentanților instituției, inclusiv ale Constantin Vozian, care și-a dat demisia din funcția de administrator al Aerogării. Potrivit lui, responsabilă de organizarea concursului a fost administrația aeroportului, iar reprezentanții statului doar au monitorizat procesul.
precizăm că anterior Consiliul Concurenței a solicitat administrației aeroportului să prezinte argumente pe condițiile stabilite față de potențialii participanți la licitația privind spațiile comerciale. Demersul a fost făcut încă în 2 februarie, cu precizarea că răspunsul trebuie oferit în termen de 5 zile lucrătoare. Instituția a cerut să-i fie prezentat studiul care a stat la baza includerii condițiilor în caietul de sarcini, justificarea și argumentarea economică și tehnică a includerii în caietul de sarcini a scandaloaselor condiții de calificare. Recent, activistul Vlad Bilețchi a anunțat că licitația de la aerogară se desfășoară în baza unui caiet de sarcini pe care nimeni nu l-a aprobat și nici nu l-a avizat. Mai mult, nici nu se cunoaște cine sunt autorii condițiilor stabilite în acest document. Bilețchi spunea că a expediat în data de 4 aprilie curent o scrisoare către aeroportul Chișinău în care a solicitat informații despre comisia care desfășoară licitația și despre autorii caietului de sarcini. În răspunsul primit din partea administratorului interimar al întreprinderii, Sergiu Spăială, activistul a fost îndemnat să rabde până la finalizarea concursului ca să nu fie intimidați sau influențați membrii comisiei de licitație. De asemenea, Bilețchi susține că Spăială a recunoscut că de elaborarea caietului de sarcini nu răspunde nimeni la modul concret, ci Aeroportul Internațional Chișinău. În context, Bilețchi a spus că acest caiet de sarcini a fost întocmit la comanda cuiva, fără să precizeze la cine anume se referă, pentru ca nimeni să nu poarte nicio răspundere. Decizia Curții Constituționale de a da undă verde pentru modificarea Constituției prin referendum a stârnit reacții în rândul experților. În cadrul emisiunii Puls de la Canal 5, doctorul în drept Alexandru Cuznețov a spus că desfășurarea plebiscitului nu este legitim. La acest subiect s-a expus și profesorul Teo Cârnaț, care susține că șeful statului nu este în drept să modifice Constituția. Avocatul și profesorul universitar Iurie Mărginanu a calificat modificarea Constituției prin referendum ca o escrocherie politică și juridică. Alexandru Cuznețov susține că legea supremă a țării poate fi modificată cu votul a 2/3 din deputați, iar încercările de a se interveni prin referendum încalcă normele statului de drept. Pe lângă faptul ăsta, când ne ducem la segmentul referendum, care este, noi observăm că referendumul este mai mult privit ca o familiarizare sau în cazul de față să aflăm opinia cetățenilor privind la un segment sau alt segment respectiv. Dar nu este un mecanism respectiv de modificare. Curțile constituționale din perioada 2013-2024 nu se mai uită la nimic. Nici la actul suprem, nici la, spunem, tradițiile, alți, nici chiar spunem la declarația declarația de independență a Republicii Moldova, dar să uit mă când este interesant. Adică în caz de față fac ce vor. Mai avem și altă frază. Toți vin cu fraza aceea, la altă frază nu sunt din Constituție, că orice decizie a Curții Constituționale este revocabilă și nu poate fi discutată. Și punctul. Expertul Teo Cârnaț este de părere că prin indicația pe care a dat-o Parlamentului pentru a iniția referendumul, Maia Sandu de fapt a folosit deputații pentru a-și materializa propria idee. Președintele Sandu nu are dreptul de a iniția un referendum constituțional. Și atunci când am spus în decembrie Maia Sandu, când a lansat această idee sau această inițiativă, i-a încălcat Constituția, a încălcat jurământul, a încălcat legea pe atunci. Dar în prezent, uitați-vă că deputații sau Maia Sandu sub masca deputaților și-a materializat ideea de organizare a unui referendum constituțional. Politologul Ian Lesnevski afirmă că modificarea Constituției creează un precedent în plus care nu ne va permite să devenim țară europeană. În Uniunea Europeană nu se permit țările cu precedente grave care pot duce la destabilizarea țării. În momentul dat când guvernarea încalcă orice lege și modifică în folosul său, ca de exemplu codul electoral. Iarăși, este o regulă că nu se permite să modifici codul electoral cu un an înainte sau pentru alegeri care urmează. Adică orice modificare în codul electoral intră în vigoare deja după alegeri. Asta este un principiu și o regulă a țărilor democratice. În momentul dat când tu modifici, tu devii o țară autoritară. Uniunea Europeană nu permit ca membrii să devină
în unele țări autoritare sau țările cu astfel de precedente, cum și-am menționat. De ce cu fiecare dată cum se creează astfel de precedente, noi suntem tot mai departe și mai departe de Uniunea Europeană? Lisnevski este de părere că s-a mers pe modificarea Constituției, deoarece PAS era conștient că nu va găsi voturile necesare pentru schimbarea Constituției în Parlament, având în vedere că ei sunt 62 de deputați, iar Constituția poate fi modificată cu votul la 67 de parlamentari. Totodată, politologul susține că guvernarea nici nu a încercat să discute cu deputații din opoziție la acest subiect. Ei, atunci când tu vorbești despre integrarea europeană, tu, în primul rând, da, trebuie să faci unele mișcări pentru acest lucru. Nu pur și simplu să scrii undeva în Constituție ilegal că tu vrei să aderi la Uniunea Europeană. Nu așa se aderă. Sunt multe reguli, principii de democratice, pentru că astfel poți să te numești țară dezvoltată. Dar atunci când tu modifici pentru că așa ți este mai comod, astfel lucruri vor fi taxate. Și prima, deja taxare, noi am primit-o. Noi am primit-o de la CEDO, da, ce ține de cazul cu domnul Steinaglo. Noi am primit de la Comisia de la Veneția, ce ține de modificarea codului electoral. Iacă primi semne. Dacă noi, Republica Moldova, nu se va opri și nu va merge pe partea democratică, situația va fi cu mult mai gravă. Avocatul și profesorul universitar Iurie Mărgineanu a calificat modificarea Constituției prin referendum ca o escrocherie politică și juridică. Pentru procedura de revizuire a Constituției este nevoie de 50 plus 1 din toți alegătorii înscriși în lista de alegători. Codul electoral actual nu prevede modalitatea de referendum consultativ și referendum constituțional. Referendumul consultativ este vorba despre o marjă de participare din 33% din numărul alegătorilor și adoptarea soluției ca să fie acceptat cu 17 sau 16,5% din alegători. Deci, corespunzător, cu 16,5% poți modifica Constituția, asta este o garanție pentru Constituție? Să mă scuzați. Deci asta este un șritlic juridic, însă și referendumul e un șritlic și o excrocherie și politică și juridică. Maia Sandu nu a venit cu o reacție la cele menționate de experți, iar responsabilii de la președinție nu ne-au răspuns pentru o reacție. Am încercat să obținem și poziția fracțiunii PAS la cele declarate, dar purtătorul de cuvânt a fracțiunii Adriana Vlas nu ne-a răspuns deocamdată. Marți, 16 aprilie, Curtea Constituțională a dat aviz pozitiv asupra proiectului de lege pentru modificarea Constituției. Astfel, referendumul pentru aderarea la UE ar putea fi organizat în aceeași zi cu alegerile prezidențiale. Întrebarea la care vor răspunde moldovenii este: sunteți pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană? La fel, Constituția urmează să fie completată cu un nou titlu, Integrarea în Uniunea Europeană. De altfel, atunci când au depus la curte proiectul de lege privind modificarea Constituției prin referendum, deputații PAS, Vasile Grădinaru și Veronica Roșca au părut că știau deja răspunsul. Încă atunci, până ca magistrații să-l dea, ei au anunțat că în 8 aprilie va fi dat startul tuturor procedurilor pentru desfășurarea plebiscitului. Amintim că pe 8 aprilie prima versiune a proiectului de lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova, în vederea introducerii parcursului european în legea supremă, a fost făcut publică. În aceeași zi, documentul a fost supus consultărilor publice la Parlament. Documentul a provocat din start nemulțumirea unora dintre participanții la discuții. Mihai Curj, de exemplu, președintele Asociației Juridice Lex Scripta, a spus că societatea civilă și liderii de opinie au primit prea puțin timp pentru a se expune asupra proiectului și că referendumul ar putea atenta la statutul de suveranitate al țării. Organizarea referendumului în aceeași zi cu alegerile prezidențiale a fost criticată de mai mulți politicieni, printre care deputați din opoziție și lideri ai unor partide extraparlamentare, unii dintre care au declarat că PAS vrea să-și promoveze astfel imaginea. Asociația Promolex de asemenea a recomandat Parlamentului să-și revadă decizia de a desfășura referendumul republican în aceeași zi cu alegerile parlamentare sau prezidențiale. Potrivit organizației, subiectul integrării europene este unul de interes public strategic pentru Moldova și nu trebuie monopolizat în scop electoral de o anumită forță politică. Deputatul PAS Olesa Stamate a fost exclusă din componența Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană. În schimb, lista membrilor a fost dublată printr-un decret prezidențial semnat de Maia Sandu. Numărul membrilor a ajuns de la 37 la 64. Astfel, Comisiei fac parte șefii instituțiilor care asigură securitatea în țară. Este vorba de Ministerul Apărării, șeful Serviciului de Informații și Securitate și Centrul de Combatere a Dezinformării, precum și Ministrul Apărării și cel al SIS-ului.
În noua componență a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană au fost incluși și reprezentanții ai sistemului justiției, cum ar fi președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii Sergiu Caraman, procurorul general interimar Ion Munteanu și președintele Consiliului Superior al Procurorilor Dumitru Obadă. Pe listă mai figurează șefii unei serii întregi de structuri și instituții de forță, cum ar fi ministrul apărării Anatolii Nosatăi, șeful Serviciului de Informații și Securitate Alexandru Musteață și Ana Revenco, fosta ministră de interne, în prezent șefa Centrului pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării. Tot acolo a fost inclus și șeful Comisiei Parlamentare Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp, dar și directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Stanciu Daniel Marius. De asemenea, în comisie și-a găsit loc și Anca Dragu, care este cetățean român și și-a dobândit cetățenia moldovenească chiar înainte ca să fie numită în funcția de președinte al Băncii Naționale a Moldovei. Din noua componență mai face parte avocatul poporului Ceslav Panico, directorul general adjunct al Agenției pentru Relații Interetnice Nicolae Rădița și alții. În urma modificărilor, deputatul PAS și fosta șefa a Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, Ulesea Stamate, care a fost înlocuită cu actuala șefa a Comisiei Juridice a Parlamentului, Veronica Roșca, nu s-a mai regăsit în această structură. Am vrut să aflăm dacă motivul ar fi o răfuială politică din cauza poziției ei din ultima vreme, însă Stamate a negat acest lucru. Care au fost motivele, dacă cunoașteți, poate fi din cauza, poate fi, nu știu, răfuială cumva? Nu cred că e cazul să căutați lucruri care nu sunt, deci în componența acestei comisii sunt din partea Parlamentului șefii de comisii care sunt relevante pentru procesul de integrare europeană și eu în calitatea mea de șef al Comisiei Juridice eram membru al comisiei respective. Acum când nu mai sunt șef al Comisiei Juridice, este normal ca doamna Roșca să presupun că dumneavoastră, eu nu am urmărit, dar presupun că dumneavoastră a fost inclus în componența acestei comisii. Într-adevăr, Veronica Roșca face parte din comisie. Din componența acesteia, pe lângă Stamate, a mai fost exclus fostul șef al Ministerului de Externe, Nicu Popescu, și înlocuit cu actualul ministru Mihail Popșoi. De asemenea, fostul șef al Centrului Național Anticorupție, Iulian Rusu, a fost înlocuit de Alexandru Pânzari. Am solicitat un comentariu de la președinție despre care ar fi motivele creșterii de la 37 la 64 a numărului membrilor care fac parte din structură, dar purtătoarea de cuvânt a instituției, Irina Gotișan, nu ne-a răspuns la apeluri și nici la mesaj. Comisia Națională pentru Integrare Europeană a fost constituită pe 22 aprilie 2022 prin decretul prezidențial. Rolul acesteia este de a gestiona procesul de aderare la UE. Comisia este condusă de președintele Maia Sandu. A obținut venituri de 1 milion de lei. Asta arată declarația de avere și interese personale pentru anul trecut depuse de directorul și directorul adjunct al Autorității Aeronautice Civile. Șeful instituției, Vasile Șaramet, a primit cadou la ziua sa de naștere peste 7.000 de euro, iar subalternul său a declarat peste 1,2 milioane de lei deținuți pe carduri bancare. Conform declarației depuse în 2023, Vasile Șaramet a primit un salariu de la Autoritatea Aeronautică Civilă de peste 1 milion de lei, ceea ce ar însemna un salariu lunar de peste 86.000 de lei. A beneficiat și de compensații și alte venituri de la întreprindere care au trecut de 50.000 de lei. Familia Șaramet deține în proprietate un apartament cu o suprafață de 125 de metri pătrați, cu valoare de piață de peste 94.000 de euro. Însă unul dintre membrii familiei sale a obținut un salariu de la un centru comercial însumat la 686.000 de lei. Aceștia mai au în posesie și două autoturisme, Hyundai Sonata și Hyundai CR-V, cu valoarea de 189.600 de lei și respectiv 6.000 de euro. De asemenea, pe parcursul anului trecut, Șaramet a primit cadou la ziua sa de naștere peste 133.000 de lei. Conform declarației depuse în 2023, adjunctul lui Șaramet, Neaga Victor, a primit un salariu de la Autoritatea Aeronautică Civilă de aproape 1 milion de lei, mai exact 971.828 de lei, ceea ce ar însemna o leafă lunară de peste 80.000 de lei. Acesta a obținut peste 32.000 de lei din dobânzi bancare. Familia Neaga deține în proprietate un apartament cu o suprafață de 76 metri pătrați, cu valoare de piață de peste 41.000 de euro, un garaj cu o suprafață de 30 de metri pătrați, cu valoare de piață de 75.000 de lei,
dar și o altă avere imobilă de peste 19.000 de lei. Familia mai are în posesie un autoturism Audi cu valoarea de 278.000 de lei și deține 9 conturi bancare pe care sunt depozitați peste 807.000 de lei, 5.000 de dolari și aproape 21.000 de euro. Conform informațiilor de pe site-ul Autorității Aeronautice Civile, salariul de funcție al directorului a instituției este de 24.430 de lei și respectiv al directorului adjunct de 22.450 de lei. Primarul satului Colonița riscă să rămână fără mandat. Se va întâmpla dacă judecătorii vor constata că acesta deține o avere nejustificată de câteva sute de mii de lei. Discrepanța a fost depistată de inspectorii de integritate care vor trimite dosarul în instanță. În urma procedurii de control a Autorității Naționale de Integritate în privința primarului de Colonița și membrilor familiei sale, inspectorii au stabilit o avere cu caracter nejustificat în mărime de 802.692 de lei, rezultată din diferența substanțială între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile suportate pentru anii 2019-2022. Inspectorul de Integritate va transmite cauza în instanța de judecată spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în mărimea diferenței substanțiale constatate. Din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate sau din data rămânerii definitive a actului de constatare, primarului îi va fi încetat mandatul. Acesta va fi decăzut din dreptul de a exercita o funcție publică și de demnitate publică, inclusiv mandatul de primar pe o perioadă de 3 ani, cu înscrierea în registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa anumite funcții. Se spune în comunicatul ANI, unde se precizează că primărița poate contesta actul de constatare, care nu este unul definitiv. Primarul din Colonița, Angela Zaporojan, a declarat într-un mesaj că va susține o conferință de presă când va ieși din concediu. Tot atunci ea a promis că va explica și va veni cu dovezi de unde sunt câștigați banii și că a respectat legislația, iar veniturile sunt obținute cinstit. Amintim că în 2020 Autoritatea Națională de Integritate a emis act de constatare în privința primăriței satului Colonița, Angela Zaporojan, care ar fi încălcat regimul juridic al conflictelor de interese. Potrivit ANI, în luna ianuarie 2019, deținând funcția de primar, și-ar fi angajat fiica în funcția de bibliotecar la biblioteca din cadrul Centrului de Creație și Agrement din localitate. Fiica a deținut funcția timp de 7 luni de zile, perioada în care a fost remunerată. Ulterior, în iulie 2019, primărița a emis o dispoziție prin care și-a eliberat ruda din funcție. Menționăm că Angela Zaporojan a fost aleasă în funcție de primar la Colonița din partea Partidului Mișcarea Alternativa Națională, al cărui lider este primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban. Pe site-ul oficial al formațiunii și pe paginile de pe social media nu este niciun comunicat la subiect. Contactată de Canal 5, comunicatorul liderului MAN, Natalia Ixari, a promis să vină cu o reacție. Economia Moldovei este în cădere liberă, spune fostul ministru al economiei Alexandru Muravski. Pentru argumentare, el citează principale indicatori economici, inclusiv PIB-ul, scăderea exporturilor și importurilor, dar și a comerțului intern. Într-un mesaj pentru Canal 5, Ministerul Economiei ne-a spus că va veni cu un răspuns în cel mai scurt timp posibil. Fostul ministru al economiei, Alexandru Muravski, consideră că responsabilitatea pentru situația deplorabilă din economia moldovenească revine în primul rând ministerului de resort și șefului instituției personal. În opinia sa, Dumitru Alaiba nu doar că nu a făcut nimic, dar a comis acțiuni dăunătoare economiei. Dacă ministrul spune că creșterea economică de 2,5% poate fi realizată fără nicio intervenție, economia va face asta din contul rezervelor interne, atunci cei 0,7% pe care i-am obținut în acest an cu ministrul Alaiba vorbesc despre faptul că el nu doar nu face nimic, ci face ceva care dăunează economiei, deoarece economia nu a putut crește chiar și din contul rezervelor sale. Rapoartele lui Alaiba triumfale, precum că investițiile vin la noi, sunt infirmate de diferite cifre. Cele mai recente date pentru primele luni ale acestui an indică faptul că atât importurile cât și exporturile continuă să scadă. Mai mult, se înregistrează o scădere față de anul trecut, când a fost o scădere comparativ cu 2022. Economia Republicii Moldova este în prezent în cădere liberă. Alexandru Muravski a atras atenția și asupra unei tendințe alarmante, scăderea puterii de cumpărare. У нас за десятилетия у них
În ultimul deceniu avem o situație unică în care, pe fondul tuturor celorlalți indicatori, volumul comerțului intern scade. Asta înseamnă că populația sărăcește și cumpără mai puțin. Cererea consumatorilor scade. Dacă cererea consumatorilor scade, înseamnă că nu vin bani în economie, iar orice producție are sens doar atunci când produsul este consumat. Iar dacă consumul scade, înseamnă că economia nu are stimul să crească. Alexandru Moravski consideră că Ministerul Economiei ar trebui să ia măsuri concrete pentru corectarea situației, inclusiv stimularea producției locale și atragerea investițiilor. Practic nu avem investitori cu adevărat orientați spre export care să creeze întreprinderi producătoare pentru export. Doar poate zona economică liberă Bălți. Nu au fost investiții cu adevărat mari. Evident, nu sunt perspective. Având în vedere migrația uriașă a forței de muncă din Republica Moldova, astăzi niciun investitor serios nu poate conta pe planuri pe termen lung pentru că, pur și simplu, nu sunt muncitori tineri calificați. Sunt și câteva succese în activitatea Ministerului Economiei, potrivit lui Moravski. Debirocratizarea activității antreprenoriale, în special reducerea volumului de acte și digitalizarea. Canal 5 a cerut un comentariu de la serviciul de presă al instituției, care ne-a scris că va răspunde în cel mai scurt timp posibil. Potrivit Biroului Național de Statistică, în ianuarie-februarie, importurile au totalizat 1,375 de miliarde de dolari, cu 7,5% mai puțin decât în perioada similară din anul trecut, iar exporturile au însumat 601,3 milioane de dolari, cu 12,5% mai puțin comparativ cu ianuarie-februarie 2023. Decalajul considerabil dintre exporturi și importuri a determinat acumularea în primele două luni din acest an a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 773,7 milioane de dolari sau cu 25 de milioane ori 3,1% mai puțin comparativ cu aceeași perioadă din 2023. Potrivit BNS. Un nou șir de acuzații în adresa ANSA și a șefului instituției, Radu Musteață. Învinuirile vin din partea unor foști angajați, trei dintre care au fost șefi ai diferitor subdiviziuni. Într-o conferință de presă, aceștia au spus că au fost presați să scrie cereri de demisie, iar când au refuzat, au fost retrogradați în alte funcții. Mai grav anume, astfel de presiune ar fi cauza decesului unuia dintre foștii angajați și înrăutățirea stării de sănătate a altuia. În reacție, ANSA afirmă că tot ce s-a spus la conferința de presă nu corespunde adevărului. Detalii în materialul ce urmează. Mărturii cutremurătoare au fost făcute la conferința de presă susținută de foști angajați ai ANSA. Unul dintre ei, Maxim Sârbu, afirmă că a fost supus unor numeroase nedreptăți, în spatele unora stând chiar conducerea țării. Cea mai interesant s-a început în anul 2021. Fiind în funcție de șef interimar subdiviziunii teritoriale municipiului Chișinău, pe data de 13 ianuarie 2022 am fost invitat de către domnul Musteață că să-mi comunice să scriu cereri de transfer Cica Binevol din șeful direcției în șef adjunct a direcției municipiului Chișinău. Precum că vine în funcție de șef alte persoane solicitate de conducerea țării. Am fost nevoit să accept. Am activat în funcție menționată până data de 2 aprilie 2022, ca ulterior să fiu transferat iarăși Cica Binevol ca șef subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor Creuleni, Curaza de Acoperire, raionul Dobăsari. Problemele cele mai mari au apărut însă după o ședință comună cu reprezentanții guvernului, corpul de control al prim-ministrului, în cadrul căreia Maxim Sârbu spune că a raportat despre mai multe încălcări și abuzuri admise de conducerea ANSA. Pe data de 26 februarie am fost chemat de domnul Manciu Alexandru, apoi de domnul Radu Musteață, unde mi s-a ordonat să scriu cereri de eliberare, precum că nu vom putea lucra împreună cu domnul Radu Musteață, la care eu am refuzat, iar pe data de 29 februarie, în semn de răzbunare, am fost abuziv suspendat din funcție și informat despre inițierea unei anchete de serviciu, pe numele meu făcute foarte operativ la comanda domnilor directori. Printr-un astfel de purgatoriu au trecut și alți colegi, spune Sârbu, iar în cazul unora efectele au fost dramatice. Trebuie să menționez și pe domnul Valeriu Ichim, fostul șeful direcției teritoriale pentru siguranța alimentelor Ungheni, Curaza de Acoperire, raionul Nisporeni. Ca urmare presiunilor din partea domnului Musteață,
domnului Kim s-a agravat starea de sănătate și a decedat în anul 2022. Valeriu Golba, fost șef Subdiviziunii Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor Raionul Sângerei, la fel urmare presiunilor din partea conducerii ANSA, a avut un atac cerebral din care nu s-a restabilit până în prezent. Pierderi zguduitoare a suportat și Sergei Maximenko, fost șef al ANSA Cahul. În consecința eliberării abuzive de la locul de muncă, eu, Sergei Maximenko, am avut la îngrijire soția și un copil minor. Am fost în stare financiară grea, personală și familiară, dăunând în mod direct starea emoțională și de sănătate. Concomitent având încheiat contract de ipotecă pentru achitarea imobilului și alte datorii majore. Atenționăm că consecințele acestor abuzuri și stări de stres, soția mea, fiind însărcinată, a pierdut sarcina, având un avort spontan. După demisie, bărbatul fusese repus în funcție de instanța de judecată, dar peste numai o lună a fost dat afară din nou. Toate cheltuielile de judecată pe acest dosar și lipsa forțată de la muncă urmează să fie suportate de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor de la bugetul de stat. Imediat după conferința de presă, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a venit cu o reacție în care se spune, cităm, respingem categoric acuzațiile regizate în adresa Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și a conducerii autorităților. Declarațiile foștilor angajați ANSA nu corespund adevărului. Ne pare rău să constatăm că persoanele date fac jocul politic a unor cetățeni din culise care au drept scop denigrarea imaginii instituției și dezinformarea opiniei publice. După ședința Cabinetului de Miniștri și purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Voda, a venit cu declarații la subiect. Acesta a menționat că directorul general al ANSA implementează reforme structurale. ANSA de-a lungul anilor, și dumneavoastră sunteți un jurnalist cu o vastă experiență și cunoașteți acest lucru, nu a excelat pe partea de integritate și nu a excelat pe partea luptei cu corupția. Ori acum managementul instituției ia măsuri astfel încât să îmbunătățească procesele interne de activitate. Este nevoie de oameni integri în sistem, care pun în prim plan interesul consumatorilor, care sunt credibili și integri și nu, asupra lor nu planează orice alte suspiciuni. Precizăm că acum o săptămână alți trei foști angajați ANSA au declarat că au fost supuși presiunilor din partea conducerii instituției și au făcut dezvăluiri despre abaterile și ilegalitățile care au loc în cadrul agenției sau unor salariați și atunci ANSA a respins toate acuzațiile. Autoritățile moldovenești nu au făcut nimic până în prezent pentru examinarea și aprobarea Programului Național de Studiere, Promovare și Dezvoltare a Limbii Găgăuze, elaborat și adoptat în autonomie anul trecut. Așa au comentat reprezentanții Direcției Generale Educație din regiune afirmațiile președintelui Maia Sandu, făcut acolo în cadrul vizitei din 10 aprilie. Vorbind cu studenții Universității din Comrat, i-a spus că măsurile de promovare a limbii materne sunt insuficiente, subliniind că până în prezent nu a fost elaborat programul de sprijinire și dezvoltare a limbii găgăuze, ceea ce, în opinia sa, necesită atenție și acțiuni urgente din partea autorităților regionale. Potrivit direcției, autoritățile din Găgăuzie, în repetate rânduri, au solicitat de la conducerea Republicii aprobarea programului național, precum și sprijin pentru acesta, inclusiv financiar pentru implementare, dar până în prezent nu au primit vreun răspuns. Potrivit Direcției Generale Educație din Găgăuzie, Programul Național de Studiere, Promovare și Dezvoltare a Limbii Găgăuze a fost elaborat și adoptat în regiune în anul 2023. Este conceput pentru 2024-26 și cuprinde o gamă largă de inițiative care vizează dezvoltarea limbii găgăuze atât în instituțiile de învățământ preșcolar și școli, cât și în universități și în rândul adulților. Direcția spune că autoritățile din Găgăuzie în repetate rânduri au solicitat celor centrale asistență și sprijin în aprobarea programului național. În 14 iulie, Comitetul Executiv al Autonomiei s-a adresat președintelui țării cu o scrisoare oficială în care se spunea: vă rugăm să oferiți asistență și sprijin în aprobarea acestui act normativ. Autoritățile din Găgăuzia au cerut și ajutor financiar pentru implementarea programului național. În 17 iulie a parvenit un răspuns, însă din partea Ministerului Educației, semnat de secretarul de stat Valentina Olaru. În acesta se spune
că unitățile administrativ-teritoriale dispun în mod efectiv de resurse financiare proprii pe care le utilizează liber în realizarea competențelor lor. Pe parcursul anului trecut de studii, în autonomie a fost pilotat un proiect de predare a limbii găgăuzei elevilor din clasele primare din 5 instituții de învățământ. Analiza experților a arătat că metodologia elaborată de predare a limbii este eficientă și această practică ar trebui introdusă oficial în toate școlile. Direcția Generală Educație din Găgăuzia a solicitat în repetate rânduri examinarea curiculei. Toate documentele și materialele necesare au fost transmise Ministerului Educației și Cercetării. Răspunsul nu a mai parvenit, notează Direcția Educație din Autonomie și subliniază că până în prezent autoritățile moldovenești nu au făcut nimic pentru examinarea și aprobarea Programului Național de Studiere, Promovare și Dezvoltare a Limbii Găgăuze. Am telefonat la Serviciul de Presă al Ministerului Educației și pe ministrul Dan Perciun pentru comentarii la declarațiile Direcției Educație din Găgăuzia, dar nimeni nu a răspuns la apelurile noastre. Într-un interviu recent pentru un portal de știri din Găgăuzia, Maia Sandu a remarcat că anul acesta cheltuim 29 de milioane de lei din bugetul de stat în sprijinul limbii găgăuze. În replică, Direcția Educație din Autonomie afirmă că acești bani sunt direcționați pentru salariile profesorilor de limbă și literatură maternă și istoria culturii și tradițiile găgăuzilor, bulgarilor și altor popoare, precum și altor pedagogi. Autonomia nu primește alte alocații financiare pentru susținerea limbii găgăuze. Direcția mai notează că anual bugetul regiunii prevede fonduri pentru dezvoltarea și extinderea domeniului de utilizare a limbii găgăuze. Este vorba de aproximativ 6 milioane de lei, dar această sumă este extrem de insuficientă pentru implementarea deplină a programului. Un bărbat a murit, iar 3 persoane au ajuns la spital după ce o mașină a intrat în stația în care victimele așteptau transportul alături de alți oameni. Groaznicul accident s-a produs ieri dimineața în Bender. Șoferița și pasagerul său nu au avut de suferit. Avertizăm că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Potrivit pretinsului Minister de Interne de la Tiraspol, accidentul rutier s-a produs miercuri dimineața în jurul orei 7 în Bender. Autoturismul a intrat într-o stație de așteptare în care se aflau mai multe persoane. În consecință, un bărbat de 61 de ani care trecea pe alături a fost prins între gard și mașină. În primele clipe ale nenorocirii, acesta încă mai era viu și încerca să se ridice, dar ulterior a decedat. Не поднимайтесь! Не поднимайтесь, стой! Сиди, сиди, сиди! Господи, я вызвал Боже. Еще одну машину. Господи, Боже, Господи! Ты живой? Да. Да, вроде бы. Женщина, мужчина мертв? Да. Он мертв. Выглядываю в окно, женщина кричит на остановке, сидит. Am văzut din geam cum o femeie stă în stație și strigă că o doare, cere ajutor. Am văzut o mașină în grădină. Din ea a ieșit o fată de vreo 25 de ani, nu mai mult. A ieșit și se uita în jur. Oamenii au întrebat-o ce s-a întâmplat. Ea a răspuns că deja gata. Tot prin ușa șoferului a ieșit un tânăr. Ori era băut, ori s-a lovit, dar se clătina. Potrivit medicilor din Bender, 3 persoane care se aflau în stația de așteptare au fost traumatizate. Astăzi, la ora 7:15, au fost aduse cu ambulanța 3 persoane rănite, 2 femei născute în 1975 și 52 și un bărbat din 1973, toți în stare gravă cu diverse traumatisme. Sunt în sala de operații, cu ei lucrează chirurgii noștri traumatologi. Potrivit pretinsului Minister de Interne de la Tiraspol, la volanul mașinii se afla o tânără de 20 de ani din Bender. Proprietarul automobilului, un băiat de 23 de ani, se afla în salon, preventiv în stare de ebrietate. Șoferița a primit permisul de conducere mai puțin de un an în urmă. Examenul medical a arătat că era trează. Ambii nu au fost răniți. Investigațiile continuă. Potrivit presiei din stânga Nistrului, fata ar fi pierdut controlul volanului. O tânără de 24 de ani a decedat după ce s-a aruncat ieri în gol de la etajul 15 al unui bloc din sectorul Buiucane al Capitalei. Potrivit unui colegi de muncă, aceasta suferea de epilepsie, iar din această cauză nu se putea angaja unde își dorea. De asemenea, recepționistul blocului de unde s-a aruncat tânăra ne-a spus că ea nu locuia acolo. Întâmplarea a avut loc marți seara pe strada Unirii.
dinți capitalei. Tânăra a lăsat și un mesaj de adio pe pagina sa de Facebook, dar l-au putut vedea doar prietenii apropiați. Să mă iertați pentru tot, toate. Nu am fost perfectă deloc. Am supărat mulți oameni, chiar pe care au ținut la mine cu adevărat sau poate și m-au iubit. Îmi cer iertare de la toți oamenii care m-au ajutat. Mă rog de mă iertați, pentru că am devenit un parazit al societății, cheltui bani și nimic nu fac. Îmi dau seama că fac un păcat foarte mare. Vă rog mult, nu învinuiți pe nimeni. Eu sunt vinovată pentru psihica mea, mă doare tot, a scris tânăra pe pagina sa de Facebook. Am reușit să luăm legătura cu o fostă colegă de muncă a victimei. Aceasta ne-a spus că în ultimele două luni Mihaela a lucrat în calitate de chelneriță, însă din cauza că suferea de epilepsie, cu greu și-a găsit un loc de muncă, majoritatea localurilor refuzând să o angajeze. Asta deoarece în 2019 tânăra a fost lovită pe trecerea de pietoni în sectorul Ciocana și a fost transportată la spital în stare de inconștiență. Ulterior, ea a suferit mai multe operații pe creier. Ea a fost implicată într-un accident, că cu mare greu au readus-o la viață. A ieșit din comă și stătea acasă. Mama ei o hrănea cu lingurița, ea nu putea vorbi. Spunea că nu știe ce va face mai departe și că nu mai vrea, s-a săturat așa să trăiască. Eu îi spuneam că toată viața este înainte. Ești tânără, dar ea spunea că are epilepsie. O să găsești, ești tânără. Nu, pe mine nimeni nu dorește să mă angajeze acolo unde doresc eu. Și ea deja a luat și a scris pe Facebook, asta a fost ieri, la 11 noaptea. A mers la etajul 16, acolo la flacără la cerc. Recepționistul blocului de unde s-a aruncat tânăra ne-a spus că ea nu locuia acolo. Dar domnișoara locuia în acest bloc? Nu, ea a venit la sora ei. La sora a venit, da. Sora locuiește în acest bloc? Da, da, da. Locuitorii din apropiere au declarat pentru Canal 5 că nu au auzit momentul căderii fetei. La 11 fata zăcea deja aici, nu ne permiteau să ieșim pe acea ușă, dar nu știu nimic despre ea. Corpul se afla aici. Ați văzut personal? Nu ne-au arătat, ea era învelită. Ați văzut-o deja acoperită? Da, fața era acoperită. Potrivit ofițerului de presă al Direcției de Poliție a Municipiului Chișinău, Natalia Stati, la examinarea de către medicul legist, urme de violență nu au fost depistate decât cele caracteristice căderii de la înălțime. Cazul este cercetat într-o anchetă în care poliția încearcă să stabilească circumstanțele producerii tragediei, dar și ce a făcut-o pe tânără să recurgă la acest gest. Un cetățean al Republicii Moldova a fost reținut în Federația Rusă, fiind suspectat că ar fi transportat ilicit componente ale unui dispozitiv explozibil. Potrivit Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, acesta a adus la Moscova explozibili care au fost folosiți pentru a arunca în aer un fost ofițer de serviciu de securitate ucrainean. De menționat este că bărbatul are și cetățenia rusă. El a declarat că se ocupă cu livrarea de mărfuri și transportul privat de țările CSI și Europa de Est. În privința bănuitului sunt efectuate măsuri de cercetare. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat că a arestat un cetățean cu cetățenie rusă și moldovenească ce a adus la Moscova explozibili, plasați ulterior sub mașina unui fost ofițer al Serviciului de Securitate al Ucrainei, Vasile Prozorov. Se menționează că un bărbat născut în 1994, în calitate de curier, a adus din străinătate în Rusia componentele unui dispozitiv exploziv, dirijat cu ajutorul undelor magnetice, care a fost folosit pentru a arunca în aer mașina unui cetățean rus, fost angajat al Serviciului de Securitate ucrainean. Pe 12 aprilie, la Moscova, la indicația șefului Serviciului de Securitate al Ucrainei, Vasile Maliuc, componentele dispozitivului exploziv au fost camuflate de către ofițerii Serviciului de Securitate al Ucrainei în produse de îngrijire a manicurii și a părului, care au fost transferate prin colet către o companie de transport privat din Varșovia, prin implicarea unui localnic, pentru a fi livrate în regiunea Moscovei. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a postat o înregistrare video în care persoana reținută face declarații. Pe 6 aprilie 2024 în Lituania am primit o încărcătură din Polonia de la un reprezentant al companiei mele, marfă care trebuia să fie livrată la Moscova. Pe 7 aprilie expeditorul m-a contactat și m-a întrebat când poate fi ridicată marfa și dacă acest lucru îl poate face persoana ei de încredere. În seara aceleiași zile am predat încărcătura unui bărbat pe care l-am întâlnit lângă locuința în care stau.
Din înregistrarea video publicată de FSB se observă o pungă de hârtie care conține produse cosmetice și un recipient gol. Potrivit Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, curierul a înmânat pachetul unui agent al Serviciului de Securitate al Ucrainei, un cetățean rus născut în 1983, care sub controlul curatorului a asamblat dispozitivul exploziv și l-a instalat sub mașina victimei. Reținutul este cercetat pentru a fi stabilite toate circumstanțele cauzei. Cu o zi înainte, FSB a raportat despre reținerea unui agent ucrainean care a instalat și detonat de la distanță o bombă. Acesta a declarat că a atașat un dispozitiv exploziv improvizat la partea de jos a mașinii în noaptea de 9 aprilie. Anterior, presa rusă a scris că Vasili Prozorov a fost rănit în explozie, dar a supraviețuit. Din 1999 până în 2018, el a fost angajat al Serviciului de Securitate al Ucrainei. În 2019, în cadrul unei conferințe de presă la Moscova, acesta a afirmat că Ucraina este responsabilă pentru prăbușirea avionului Malaysia Airlines MH17 și că este implicat în uciderea comandanților din Republica Populară Donetsk. Atunci, responsabilii ai Serviciului de Securitate al Ucrainei au recunoscut că Prozorov a fost într-adevăr angajatul lor, dar au adăugat că acesta a fost concediat pentru că nu corespundea funcției sale și au negat categoric acuzațiile aduse împotriva instituțiilor lor. O nouă alertă meteo de data asta pentru bazinul de mijloc al râului Nistru. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare hidrologică în legătură cu mărirea în continuare a deversării apei din lacul de acumulare Dnestrovsk până la 1500 de metri cubi secunda. Astfel, în perioada 17-21 aprilie, pe sectorul Naslavcea-Dubăsari va continua creșterea nivelului apei cu 1,5-2,5 față de nivelul de astăzi dimineață. Iar în locurile joase este posibilă ieșirea apei în lungă. În context, hidrologii atenționează populația să fie prudentă. Menționăm că ieri meteorologii au emis cod galben de schimbare bruscă a vremii pentru astăzi și mâine. Avertizarea a venit în contextul unui ciclon care trece în apropierea țării noastre. Astfel, potrivit specialiștilor, vor cădea ploi în raioanele de nord și centrale ale țării. Vântul va avea intensificare astăzi, cu precădere în raioanele de sud-est, iar mâine izolat cu viteză de până la 18 metri pe secundă. Temperatura aerului va scădea cu 10 grade, astfel mâine vor fi 13 grade în timpul zilei. Doamnelor, domnilor, revenim la subiectul despre operațiunea poliției pe strada Soarelui în sectorul botanic al capitalei. Portalul de știri Unimedia scrie că oamenii legii sunt în căutarea unui bărbat înarmat care a evadat după ce fusese reținut. Iar pe canalul de Telegram Index se spune că individul este unul dintre cei doi bărbați reținut astăzi pentru șantajarea unei persoane. Ei s-au dat drept angajați ai poliției și, amenințând victima cu pușcăria, i-au cerut 4.000 de euro și 40.600 de lei. Suspecții au fost reținuți și conduși la inspector. La domiciliile lor au fost găsite mai multe probe care le-ar dovedi vinovăția. Bărbații au fost arestați pentru 30 de zile și riscă între 7 și 10 ani de pușcărie. Anterior, în spațiul online, se vehicula că de dimineață cineva a anunțat că niște persoane necunoscute ar fi luat unul sau mai mulți ostatici, informație negată de șefa Serviciului de Presă al Inspectoratului General de Poliție, Diana Fetco. Aceasta ne-a spus că nu este vorba nici de crimă sau alte momente periculoase pentru societate. Ea a afirmat că a fost demarată o operațiune specială de localizare și reținerea unei persoane aflate în căutare. Menționăm că drumurile din zonă sunt blocate, iar forțele speciale armate verifică teritoriul. De asemenea, accesul presei în apropierea perimetrului a fost interzis. Potrivit unor martori, oamenii care locuiesc în apropiere, chiar și cu cei copii mici, sunt nevoiți să străbată pe jos cordonul polițiștilor și alungă la casele lor, iar de redirecționat. Doamnelor, domnilor, acestea au fost principalele evenimente ale zilei. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită.